20 de șomeri din Zimnicea și localitățile învecinate au primit ieri atestatele de calificare în meseria de agent comercial, alți 20 intrând tot ieri în posesia certificatelor de agenți de pază. Cursurile urmate de proaspeții posesori ai unor calificări profesionale au fost oferite de Asociația Catalactica în parteneriat cu Primăria Zimnicea. Pregătirea a fost gratuită, iar certificatele obținute de absolvenți sunt valabile atât în țară cât și în statele Uniunii Europene. Am terminat și aceste cursuri cu bine, le-ați absolvit, acum primiți certificatele, o să primiți și subvențiile și din tot sufletul sper că aceste hârtii și cursuri care sunt recunoscute, acreditate de Ministerul Muncii și Educației, au recunoaștere și Uniunea Europeană, să vă ajute. Să vă găsiți o meserie care să vă folosească, să aveți un trai cât mai decent posibil în vremurile astea de dificil. Ideea asta este, cursurile astea nu să ne acoperim și să ne dă hârtii, să ne îngropăm în ele, să vă folosesc cu adevărat. Ăsta e scopul proiectului. Într-o lume în continuă schimbare, cu o piață a muncii tot mai pretențioasă, astfel de cursuri sunt binevenite pentru orașul Zimnicea. Am fost de acord să pun la dispoziție primăria pentru toți cetățenii din orașul Zimnicea și din alte localități să puteți să beneficiați de aceste cursuri și să intrați în posesia acestor documente pe care eu mi-aș dori să le folosiți așa cum vă doriți dumneavoastră. Când doriți să ocupați un loc de muncă mai bun în oraș, în țară sau în afara țării. De la începutul proiectului cu finanțare europeană, COME, comportament de ocupare manifest etapizat, au absolvit cursurile oferite de Asociația Catalactica numai puțin de 150 de șomeri din Zimnicea sau localitățile învecinate, joi fiind programat ultimul examen din cadrul acestui proiect. Sunt așteptați atunci 26 de cursanți care vor susține examenul de final al cursului de competențe antreprenoriale.